această toamnă s-au împlinit 12 ani de când Ministerul Dezvoltării și Prognozei de la acea vreme a acordat titlul de parc industrial unei societăți comerciale ce avea să se înființeze pe fosta platformă industrială a întreprinderii mecanice Valea Teleajenului, producătoare de armament. Prahova Industrial Park Vălenii de Munte este primul parc industrial înființat în România. Ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani a făcut ca parcul industrial din Vălen să devină un exemplu concret despre cum a fost salvată de la un faliment aproape sigur o platformă industrială care până în anul 1989 era o mândrie pentru toți locuitorii de pe Valea Teleajenului, dar și locul de muncă pentru mulți dintre aceștia. Parcul industrial continuă această tradiție și a pus în loc un număr de peste 30 de firme cu diverse profiluri de activitate, mecanic, prelucrarea geamului, a lemnului, confecții, marochinerie, construcții, etc. Cel mai important, în Prahova Industrial Park, Vălenii de Munte, au fost create peste 1000 de locuri de muncă. Fiecare an care se adaugă la vârsta primului parc industrial din România, prilejuiește aniversarea unei zile dedicate parcului. La începutul lunii octombrie, executivul parcului, împreună cu proprietarul, primăria și Consiliul Local Vălenii de Munte, precum și cu investitori, au organizat în primul rând pentru cei 1000 de salariați o petrecere dedicată tuturor celor care muncesc în Parcul Industrial Vălenii de Munte. Parcul Industrial Vălenii de Munte este primul parc industrial din România. A fost înființat în anul 2002. El se întinde pe o suprafață de 27 de hectare. Aici funcționează aproximativ 34 de firme și investitorii din parc și-au dat toată silința să își dezvolte afacerile și pot să spun că au muncit pe brânci și este foarte important să ajungem unde suntem în acest moment. Pentru că și succesul dumnealor ne aduce și nouă parcul industrial un real succes. Și noi ne bucurăm pentru asta. Tocmai de aceea am reușit să dăm curs unei propuneri a dumnealor de a ne întâlni periodic și a socializa cumva toate firmele din cadrul parcului. Și în acest context am hotărât ca o dată pe an să aniversăm ziua Parcului Industrial Vălenii de Munte. Pe această cale eu țin să le mulțumesc pentru colaborarea avută în toată această perioadă și pentru strădania lor de a merge mai departe, indiferent de obstacolele pe care le-au întâmpinat în decursul anilor. Mă bucur foarte tare că mulți oameni și-au găsit un loc de muncă aici, pentru că e o problemă. Aș dori să creăm cât mai multe locuri de muncă și să reușim să închiriem și celelalte terenuri și spații care le mai avem, pentru ca și orașul și, în general, locuitorii din zona asta să aibă un loc de muncă și să prospere și să trăiască mai bine. Noastră funcționează în cadrul parcului industrial de aproximativ 2 ani. Avem 60 de angajați. Până în prezent am avut o colaborare foarte bună cu conducerea parcului și a primăriei orașului Vălenii de Munte. Am găsit în orașul Vălenii de Munte oameni serioși și muncitori. Fiind un moment aniversar, urăm tuturor salariaților din cadrul parcului la mulți ani, putere de muncă și, bineînțeles, și conducerii parcului și a domnului primar. Vă mulțumim și la mulți ani! La acest moment aniversar este cazul să ne gândim la ceea ce am putut realiza și ceea ce dorim să realizăm în continuare. Dacă ne referim la ultimii 3 ani de activitate în cadrul parcului industrial, putem constata faptul că nivelul investițiilor a fost în continuă creștere. Dacă în 2012 am realizat investiții în ceea ce înseamnă modernizarea rețelelor de utilități, energie electrică și alimentare cu apă, investițiile la nivelul anului 2012, situându-se la nivelul cifrei de 100.000 de lei. În anul 2013 am continuat acest program de investiții cu lucrări în infrastructura edilitară din cadrul parcului industrial. Mă refer aici la căile de acces din cadrul parcului industrial, care în majoritatea lor au fost reabilitate și modernizate.
dar de asemenea și în celelalte sisteme de utilități, cum ar fi din nou energia electrică, instalația de energie electrică fiind de asemenea modernizată conform ultimilor normative în vigoare emise de către ANR. În anul 2013, valoarea investițiilor realizate în cadrul Parcului Industrial Vâlnei de Munte s-a situat în jurul cifrei de 500.000 de lei, o sumă destul de importantă pentru bugetul societății comerciale, dar și pentru comunitatea locală. Nu în ultimul rând, în 2014, programul de investiții în cadrul Parcului Industrial a continuat cu lucrările de reabilitare a infrastructurii edilitare, de data aceasta concentrându-ne asupra lucrărilor de reparație ale acoperișurilor clădirilor din cadrul Parcului Industrial și, bineînțeles, ale fațadelor acestora. Valoarea estimată a lucrărilor desfășurate până în prezent fiind de 200.000 de lei. Ne propunem în continuare finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelei de iluminat din cadrul Parcului Industrial, este vorba de iluminatul uzinal. Prin această investiție, în cadrul bugetului Parcului Industrial, se va realiza o economie de peste 80% din total costuri alocate energiei electrice necesare consumului pe acest segment. Și de asemenea, pentru următoarea perioadă, ne dorim de continuarea lucrărilor și finalizarea lucrărilor legate de reparațiile celorlalte clădiri care sunt închiriate agenților economici din cadrul parcului. Fiind un moment de bilanț, ne gândim în primul rând la colaboratorii și partenerii noștri din cadrul parcului, cărora le mulțumim pentru sprijinul și înțelegerea de care dau dovadă la orice solicitare pe care o avem față de dânsii. Să-i asigurăm în continuare de buna noastră intenție în administrarea în comun a căilor de acces care sunt disponibile în cadrul parcului, de modernizarea acestora, în așa fel încât solicitările și cerințele dânșilor să fie pe deplin îndeplinite. Evident că toate aceste realizări le-am putut îndeplini cu ajutorul Consiliului de Administrație, numele căruia doresc să mulțumesc din partea tuturor salariaților societății. Și nu în ultimul rând, nu puteam să realizăm aceste lucruri fără sprijinul și colaborarea, ca de fiecare dată, optime, pe care le-am avut din partea autorităților publice locale, în speță din partea Consiliului Local și a domnului primar al orașului Vâlnei de Munte. La acest aniversar, din partea noastră, a tuturor celor care ne desfășurăm activitatea în cadrul Parcului Industrial, vă urăm sănătate, spor în tot ceea ce vă realizați și, bineînțeles, să avem o bună colaborare și în următorul an, cel de-al 13-lea an, de când vorbim despre investiția din cadrul Parcului Industrial Vâlnei de Munte. Realizările de până în prezent dovedind faptul că această inițiativă a fost una de succes și, bineînțeles, ne dorim și o dezvoltare pe toate palierele ce țin de dezvoltare economică, dar în principal de dezvoltarea agenților economici din cadrul parcului. Firma Tanex se îndreaptă spre două decenii de activitate. Punctul de lucru de la Vâlnei de Munte se apropie de 10 ani. În total avem peste 850 de oameni. Aici la punctul de lucru avem peste 250 de oameni. Avem în proiect dezvoltarea acestui punct de lucru până chiar la dublarea capacității. A ajuns la un nivel punctul de lucru Vâlnei de Munte al firmei Tanex să lucreze pentru branduri de prestigiu european și mondial. Am să enumăr câteva: Barberi, Lacoste, Maje, Claudy Perlot, Sandro, Comptoar de Cotonie. Sunt clienți care avem tradiție de lucru cu ei de peste 10-15 ani. Clientul nu-l ții lângă tine decât prin seriozitate, termen de livrare și calitate. Standardul de calitate a crescut foarte mult, nivelul nostru de produse se îndreaptă spre lux. Avem și noi clienți cooptați chiar în următorul sezon,
vom intra cu brandul Marella din Italia. Sunt firme de prestigiu și firme care nu lucrează în orice capacitate de producție, aleg foarte bine firme. Cu mândrie putem să spunem că anul trecut Tanex-ul a luat gradul de ofițer pe țară, lucru care nu este de ignorat. Toate auditurile care ni s-au făcut de firmele din exterior le-am luat cu brio, suntem dotați și continuăm mereu investiția și suntem deschiși la nou. Ceea ce ne situează pe noi mai sus față de alții a fost standardul de calitate pentru care am muncit și muncim în permanență. Nu este ușor să treci printr-o criză să nu fii afectat. Noi am reușit chiar să facem investiții în această perioadă. Nu s-a făcut decât cu seriozitate, oameni competenți. La București este o echipă grozavă, la Vălenii de Munte o echipă formidabilă, care și cu oamenii din zonă care sunt oameni deosebiți. Eu nefiind din zonă, dar m-am împăcat foarte bine cu ei și am găsit o limbă comună numită seriozitate. Vom mai angaja în prima etapă peste 100 de oameni, după care avem în proiect dublarea capacității de producție la Vălenii de Munte. Suntem flexibili, trecem ușor de la un produs la altul, piața vorbește, dacă vrei să stai în piață trebuie să fii bun și trebuie să te pliezi după cerințele pieței. Nu ești bun, nu stai în piață. Reguli de bază. În primul rând, un conducător nu are rezultate dacă ceilalți din jur, echipa care îl susține, nu este de valoare. Noi am avut rezultate, firma a avut rezultate prin oamenii care lucrează în această firmă. Și aici nu spun o categorie sau alta, toate categoriile au importanța lor. Capitalul cel mai de preț al unei firme sunt oameni. Dacă ai oameni de calitate, ai randament. Nu ai oameni de calitate, ai randament. Noi avem randament datorită faptului că avem oameni de calitate. Parcul industrial, echipa care este de conducere în parcul industrial, care sărbătoresc 13 ani de activitate, ne-au sprijinit, ne-au ajutat în toate problemele care le-am avut de la început. Că la început, când înființez un punct de lucru, nu este ușor. Au fost lângă noi în trecut și în prezent. Pe această cale vreau să le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și faptul că au dat dovadă de loialitate și de corectitudine în clauzele contractuale dintre noi și ei. Firma Tanex este cu capital integral românesc, patronul este român, este la o distanță de punctul unde luați dumneavoastră interviul, la o distanță de câțiva kilometri din Cerașul. Numele lui este Adrian Băjenaru. Este un om care a muncit ca să ducă firma la nivelul care se află la ora actuală și este de renume european, ca să nu spun mai mult, și mondial. A investit și investește în permanență. Chiar în această zonă vrea să dezvolte în continuare business-ul și chiar să dubleze capacitatea de producție. Este un om sufletist. Pe lângă faptul că se pricepe la afaceri, a știut că să-și țină și oamenii aproape și aceasta este o artă pe care dumnealui o are. Pe această cale țin să-i și mulțumesc în numele meu și întregului colectiv.
Allora, io mi chiamo Sergio Orseligo e sono l'amministratore di questa ditta di Artisanat. Questo che abbiamo visto nel filmato è un po' tutta la nostra produzione, che inizia dal taglio delle pelli, delle fodere e dei vari rinforzi che compongono una borsa. Poi siamo passati alla schernitura, cioè all'assottigliamento, cioè a rendere la pelle molto più sottile per essere lavorabile. Poi siamo passati a un'ulteriore fase, che è quella di tutta la preparazione di tutti i pezzi, cioè mettere i rinforzi, le varie tinte, incollaggi. Poi al piano superiore, pittura, incollaggio, tingere. E dopo, quando tutti questi pezzi vengono preparati, passano alla parte superiore, che è quella composta da macchine da cucire e lavoro manuale, e qui si fa l'assemblaggio di tutti i pezzi e poi qui esce il prodotto finito, la borsa finita. După cum am afirmat și într-un interviu anterior, firma s-a deschis în anul 2006, aici în parcul industrial. Am plecat de la câțiva muncitori, 5 mai exact, și acum suntem 103. Am evoluat continuu, chiar dacă au fost și perioade mai grele, chiar dacă a fost o criză internațională. Activitatea noastră s-a desfășurat în mod continuu. Ne-am mărit producția, ne-am mărit numărul de personal. Acum putem să spunem că noi funcționăm la capacitate completă și dorim să ne extindem în continuare. Deja pregătim o nouă secție pentru fețe de încălțăminte. Am achiziționat utilaje, avem un număr de personal de 15 persoane și avem o persoană tehnică, dar deocamdată facem probe, pentru că este foarte important mai întâi oamenii să învețe meserie. Cum au învățat să facă genți, acum trebuie să învețe să realizeze și fețe de încălțăminte. Toți acești oameni au fost necalificați, noi i-am calificat prin cursuri de calificare la locul de muncă, i-am învățat această nouă meserie, care sper să le folosească atât aici, la noi, cât și în viața lor. Și chiar și acum desfășurăm un curs de calificare prin fonduri europene, prin colaborarea cu o societate de la Ploiești. Ne bucurăm că Parcul Industrial s-a gândit în acest an să organizeze această zi de frumoasă sărbătoare împreună cu toți muncitorii din Parcul Industrial. Este o inițiativă nouă care i-a bucurat pe toți muncitorii și încercând să venim în toate felurile în sprijinul lor, ne dorim ca ei să rămână, să lucreze întotdeauna alături de noi. Câțiva oameni pe care cu siguranță îi cunoașteți, oameni dragi dumneavoastră, și aș vrea să vă prezint pe doamna director general Dulce Ana, pe domnul director de dezvoltare Florin Auraș Dragomir, vă rog frumos să veniți în față. Mai avem un invitat special, pe domnul Nicolae Constantin, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie Prahova în perioada 1993-2003,
și pe domnul, evident, pe domnul primar de aici, din Vălenii de Munte, domnul Florin Constantin. Bine ați venit! Vă rog frumos să poftiți în față și pe doamna, evident, invit în față, în prima linie, și pe doamna Petre Alexandra, director de promovare la Camera de Comerț și Industrie. Microfonul vă aparține, vă rog frumos, cu emoție. Ne bucurăm că ne întâlnim în această zi importantă pentru noi și pentru orașul nostru. Astăzi sărbăm 12 ani de existența Parcului Industrial și privindu-vă îmi dau seama că este o reușită. Evident, evenimentul este organizat de Primăria Orașului Vălenii de Munte, Consiliul Local, cu sprijinul Secetane SRL, Pensiunea Vera și Libia, Schimbar Marfres România SRL Vălenii de Munte și tuturor investitorilor din Parcul Industrial. După cum cred că vă amintiți, anul trecut am sărbat 11 ani de activitate în cadrul Parcului Industrial și atunci am constatat că a ne întâlni și împărtăși realizările din anul anterior sunt foarte importante. Sunt foarte importante și de aceea ne-am gândit ca și anul acesta să organizăm cu toți salariații Prahova Industrial Park acest eveniment. Vă mulțumesc pe această cale, mulțumesc Primăriei Orașului Vălenii de Munte, Camerei de Consiliului Local, Camerei de Comerț și Industrie Prahova pentru tot sprijinul acordat investitorilor din parc, salariaților și tuturor salariaților și colegilor mei pentru tot efortul depus ca acest parc să fie un succes în România. Sper că vă simțiți bine și că vom fi niște gazde foarte bune în această zi și vă doresc succes în activitate și în munca pe care o veți face în anul ce urmează. Bună seara, vă spun și eu și bineînțeles că tradiția pe care am început în anul 2012 și anume aceea de a organiza evenimente prin care Parcul Industrial Vălenii de Munte să ajungă acolo unde este locul, adică la sufletele dumneavoastră, continuă și astăzi și în această seară cu acest eveniment inedit pe care societatea noastră îl organizează împreună, așa cum spunea și doamna director general, cu autoritățile locale, Consiliul Local și Primăria Orașului Vălenii de Munte. Este, după părerea mea, un moment în care dumneavoastră, cei care munciți în acest parc industrial, aveți posibilitatea să sărbătoriți faptul că zi de zi veniți în acest loc și plecați din acest loc. Iată, astăzi veniți într-un alt mod și dorim să vă simțiți de asemenea foarte bine. Știu foarte bine că v-ați dorit acest lucru, v-ați dorit să socializați, v-ați dorit să vă cunoașteți foarte bine și pentru noi, organizatorii, acest lucru este foarte important. Spunea cineva, și mă bucur că acest lucru a fost reținut, că cei care merită, în primul rând, aceste evenimente sunteți dumneavoastră, salariații agenților economici din cadrul parcului. Sunt alături de noi în această seară reprezentanții partenerilor noștri din cadrul parcului și aș vrea să mulțumesc în numele tuturor oamenilor care au sprijinit organizarea acestui eveniment, să-i asigurăm de toată considerația noastră și, evident, să le cerem sprijinul și în continuare, pentru că vrem ca această tradiție să se mențină și în anii următori și să ne reîntâlnim cu bine la anul. O seară bună! Aș vrea și eu să vă rog, înainte de toate, să păstrați acele bilețele, pentru că după acest moment de prezentare vom acorda și premii constând în niște sume de bani salariaților care au participat la acest eveniment. Vom avea o mică tombolă, așadar. Și sperăm ca prin acest mod să vă convingem că tot ceea ce facem este în primul rând pentru dumneavoastră. O seară bună! Bună seara tuturor!
ce să vă spun, Camera de Comerț este cu tot sufletul alături de dumneavoastră, Camera de Comerț prin președintele său, domnul Aurelian Gogulescu, care din păcate n-a putut să fie astăzi aici. Avem și un fost președinte al Camerei de Comerț, este vorba de domnul Nicolae Constantin, om al locurilor acestora și, de fapt, o să vă spun o mică istorie. Este vorba de istoria nu romanțată, istorie foarte reală a acestui parc, care este aici ca și concept în România, unul dintre foarte primele parcuri din România, al doilea, al treilea, doamna director, cam așa, al treilea parc, apărut în România, urmare a unei vizite pe care o delegație economică prahoveană, condusă de domnul Nicolae Constantin, a făcut-o în Turcia în anul 2000, de unde a dus și a implementat cu ajutorul autorităților publice ale județului, cu ajutorul legislației respective, acest concept și la noi în Prahova. Deci a fost primul parc industrial din Prahova, acum este unul dintre cele mai importante parcuri industriale, nu numai din Prahova, și din România. Deci aveți 34 de firme, dintre care aveți investitori străini, deci v-ați adus o contribuție și vă aduceți o contribuție importantă la atragerea de investitori străini în județ. Ce să vă spun, știți foarte bine că dumneavoastră sunteți un pol economic al zonei, sunteți un pol de creștere, creați locuri de muncă, creați bunăstarea acestei comunități și prin dumneavoastră, prin acționariat, prin administrația parcului, prin investitori, prin lucrători, aici are loc o efervescență economică care face foarte, foarte bine economiei acestui județ. Încă o dată, felicitări pentru tot organizatorilor, la mulți ani tuturor și în numele Camerei de Comerț, avem pentru administrația parcului o diplomă cu felicitările respective. Felicitări tuturor și nu uitați că sunteți deschizători de drumuri, da? Și păstrați-vă această firmă și aduceți-o la un nivel cât mai înalt prin tot ceea ce faceți aici. La mulți ani și mult succes în continuare. Domnul primar? Domnul președinte? Parcul industrial de la Văleni a fost primul parc din România. Și vreau să spun, acum sunt la pensie, deci pot să spun fără să jignesc, să supăr pe nimeni, în cadrul programului de intrare în Uniunea Europeană era prevăzută și dotarea județelor cu parcuri industriale. Primul parc, cu mult înainte de a intra în Uniunea, a luat-o înaintea politicului, înaintea tuturor, primul parc industrial a fost acesta. Și pentru care toate felicitările. Mă uit și m-am uitat printre dumneavoastră, am văzut foarte multe persoane cunoscute încă din vremea înființării acestuia și s-a rezolvat, s-a putut face pentru că a existat în comparație cu alte județe, aici a existat o înțelegere, o solidaritate între toți factorii din județ. A contribuit Consiliul Județean, a contribuit Primăria Consiliului Local, au contribuit firme de aici și care a făcut ca acest parc să fie în continuare ani buni în primele locuri din țară ca indicatori economici, se menține și sunt convins că îl veți menține în continuare. Din păcate, spațiul nu permite dezvoltarea în continuare cu mai multe firme, dar cele care sunt aici sunt firme performante și performanța o faceți dumneavoastră. Toate felicitările din partea unuia care a lucrat într-o fabrică 23 de ani. În același timp, toate felicitările domnului primar. Nu o spun din conveniență, de conjunctură, de situația aceasta. Când am început, am luat inițiativa înființării parcului industrial,
aveam nevoie de sprijinul local. Nu e, s-a constituit parcul industrial, nu avea buget, nu avea nimic. Trebuia ajutat. În primul an, firme din Văleni, printre care și a domnului primar, au contribuit cu plata, cu promisiunea plății lucrărilor făcute. Încă o dată felicitări și sper ca la anul pe vremea asta să vorbim de al 13-lea an, care nu este al 13-lea, ci este un an norocos. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vreau să știți că să iau o decizie este foarte greu. Mulțumesc pe această cale domnului președinte Constantin, domnului președinte Cosma și domnului primar Stelian Manolescu că au luat decizia de a înființa primul parc industrial în Vălenii de Munte. Vălenii de Munte asigură, prin existența parcului industrial, după cum vedeți, foarte multe locuri de muncă. Mă bucur pentru dumneavoastră că sunteți aici în parcul industrial. Mulțumesc tuturor investitorilor că au ales parcul industrial Vălenii de Munte. Mulțumesc administrației publice locale că înțelege să fie alături de dumneavoastră atunci când aveți nevoie. Celor care administrează parcul industrial că s-au ocupat pentru organizarea acestei festivități, iar dumneavoastră vă doresc sănătate, noroc și distracție plăcută. Mulțumesc! Și noi mulțumim frumos, iar acum cred că este momentul pentru prima extragere de la tombolă. Pregătiți-vă bilețelele. Cam asta așteptați cu toții, nu? Primul câștigător din această seară să vină aici în față să spună unde lucrează, ce face, cu copiii are acasă. Mai întâi să vedem aici... Trag eu? Îmi dați voie să trag eu sau vreți să tragă? Cine vreți să extragă? Eu? Doamna directoare, să extragă prima. Da, 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 să fie bine. Hocus pocus preparatus. Vom trage ca la loto. Mai întâi cifra unităților. O luăm de la capăt, da? Din dreapta către stânga. Prima este cifra 6. Cine are 6 în coadă să rămână în suspans. Bun. Următoarea, cifra din mijloc, cifra 10-lor. Deci să vedem. Extrag eu, dați voie, vă rog frumos, poate am mai mult noroc, extrag cu mâna stângă, desfac pliculețul și este 0. Bun. Și acum extragem încă o cifră. Amestecați, doamna director. Avem cifra, nu e 1, dar este 2. Evident, biletul câștigător cu numărul 206 să vină să ne arate bilețelul, să-l validăm. Vă rog frumos să se prezinte în față, repede, 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 repede. Este 206? Să vină doamna 206 în față. Vă rog frumos. Pe scenă, pe aici, prin dreapta. Doamna primește un premiu de 200 de lei. Bună ziua, doamna Silvia, am înțeles că se numește câștigătoarea noastră. Spuneți dumneavoastră, veniți aici lângă mine, eu nu mănânc, eu nu bat pe nimeni, eu doar pup. Felicitări! Unde lucrați? La Ilon Bob. Bun. Când ați tras bilețelul acesta? Când vi s-a dat ieri? Da. Bun. Spuneți-ne și nouă vârsta, câți copii aveți acasă, căsătorită, necăsătorită, acum aveți bani. E un interes foarte mare aici la dumneavoastră. Am 2 copii. Să vă trăiască. Mulțumesc. Și ce o să faceți cu banii câștigați?
Nu știu deocamdată. Ce faceți mai întâi? Plătiți lumina sau luați dulciuri la cei, la fetiță? La, sau la copii, mă rog. Cred că îi dau fetiță. Ah, uite ce mamă minunată! Felicitări, doamnă! Vă mulțumim frumos, ați fost trecut acolo, cu siguranță veți primi și premiul. Cred că chiar în momentul acesta se dă premiul? S-a dat premiul deja. Bun, pitiți-l bine, doamnă, să-l țineți bine ascuns. Mergem mai, extragem un număr și după aceea mergem mai departe cu petrecerea noastră, așa cum v-am promis. Un număr, un număr care se termină în 9. 9. Numai 9 sunt norocoase. Îl băgăm înapoi. Extragem cifra din mijloc, cifra zecilor. Ce se extragă? Ce cifră ziceți? 500 s-a dus. Acum avem cu 9 în coadă, sigur. Spuneți, domnul, ce număr aveți acolo? 8. Deci de la dreapta la stânga avem 9, 8. Și ne trebuie un număr mic acum. Ceva cu 89 în coadă, să fie 189, 289, 389, 489, 589, 489. Cine are cuponul cu 489 să vină la scenă, să validăm bilețelul, să primească premiu. Cine are 409, o dată, de două ori, de trei ori s-a cântat bingo, le așteptăm la scenă. Gata, acestea au fost primele două premii. Plicul este la doamna director Ana. Vă rog frumos, veniți cu bănulețul, arătați-l. 489, da, este un număr norocos pentru dumneavoastră. La mulți ani, să-l stăpâniți sănătos. Vă rog frumos să vă prezentați, cum vă numiți? Andrei Sandu. Andrei Sandu, cu ochii albaștri, de unde lucrați? La Zip Company. Bun, ce o să faceți cu banii? Nu știu. Nu știu de asta, dar nu să știu ce să fac, hai. Petrecere frumoasă, să... Da, am zis. Eu fac cinste cu pupicii pentru câștigători. Vă mulțumim foarte mult. Mai avem 3 premii de dat, nu vă speriați. Le dăm acum pe toate 5? Bine, domnule, dacă nu mai au oamenii răbdare, le dăm acum pe toate 5. Ultima cifră a unităților este 1. Extrageți, vă rog. Opa. Am gaură între degete. Ce să fac? M-am pierdut. Cifra zecilor este 5. Deci cine se termină, cine are bilețel care se termină în 51? 151, 251, 351, 051? 51. Cine are bilețelul cu numărul 51? Avem și noi un 51 pe aici? Haideți, veniți cu bilețelul. Felicitări! Haideți, doamnă, veniți în fază să vă vadă lumea. Cum este să fii norocos? Da, frumos. Ați crezut că o să câștigați? Tu mai mâncăm și când am auzit 51. Felicitări, doamnă. Cum vă numiți și unde lucrați? Mihaela, la Tanex. Doamna Mihaela de la Tanex. Felicitări. Ce o să faceți cu bănuții acum? Nu m-am gândit. Nu v-ați avut o alee la dispoziție să vă gândiți. Aveți emoții. Felicitări, doamna Mihaela. Sunteți cel de-al treilea câștigător. Mai avem încă doi. Mai extragem o dată. Domnul, vă rog frumos la extracție. Dumneavoastră, cum vă numiți? Nelu Staverescu. Dar ce voce de actor aveți. E altceva. Dumneavoastră aveți bilețel? Da? Să vedem. Ce... Nu, pe dumneavoastră nu ne interesează. Tot zero. Lucrăm la cifre mici. Zero în coadă, la cifra unităților. Îl împăturim, îl punem înapoi. Dați-mi voie să amestec, dumneavoastră extrageți. Să fie cu suspans. 2, cifra zecilor. Deci cine are 20 până acum să fie pregătit să se ridice în picioare și să țipe. Ura! Ia să vedem ce avem aici, să fie un număr cu 6. Deci în total 620. Biletul cu numărul 620 este declarat câștigător în momentul acesta. El trebuie să existe. N-am auzit niciun ura. Încă o dată, biletul câștigător are numărul 620. Probabil bea și de-aia nu poate să zică. Doamna mânca, alții beau. Biletul 620 este pe aici.
Mie n-ați vrut să-mi trimiteți unul prin poștă, exact 620 vroiam. E, 5, 5 e numărul meu norocos. Cifra 5 în coadă, pentru cifra unităților, pentru cifra zecilor, vă rog frumos, extrageți. Of, Doamne, crește tensiunea asta. 9. Cine are 95 până acum? Și acum să vedem, 195, 295, 395, 495, 595? 0. Deci avem numărul 95. Bilet câștigător, numărul 95. 95 odată, 95 de două ori, 95 de trei ori, adjudecat, avem bilet 95 pe aici. 095, vă rog frumos, uitați-vă la buzunarul dumneavoastră, la bilețelul dumneavoastră. Nu există 095. Absență atunci. Asta este. Mai încercăm o dată. Domnul Aura, așa trage și dumneavoastră o dată. Poate aveți mai mult noroc. Domnul trage numai numere false. Ați încercat vreodată să jucați la 6 din 49? Aveți? A, bună dimineața, tinere! Bună dimineața și ție! Ia hai, că tu, eu știu ce faci tu cu banii. Fii tu sincer, când pleci de aici, unde te duci cu banii? Acasă. Câți ani ai? 22. Și la ce lucrezi aici? La Tanex. La Tanex. Bun. Deci ai numărul 95, eu cred că tu l-ai ținut invers. Te uite, mă, ce e ăsta înainte de 6? O fi fost 2 în oglindă, o fi fost... Da, este biletul 95, cel câștigător. Felicitări! Atât, doar pupicii. Păi, mă, extraordinar, acum s-a văzut cu pupicii și cu banii luați. Poți pleca acasă liniștit, să știi că există foarte multe locuri în care te poți distra vineri seara la Văleni. Și cu 2 milioane. Ultimul număr, să fie ultimul câștigător. Ce numere vreți acolo la banca veselă? Ce număr să fie? N-avem 6. Avem un 6 în schimb. Avem un 6. E bun până acum? Până acum, Diana, nu există acum. Mai amestec eu o dată cine extrage, cine extrage și ce extrage este mai important. Numărul 1! Până acum stai, mai avem de extras, mai avem de extras. Până acum este 16, dar acum o să vedem dacă este 0,16 sau 116, 216, 316, 416. Vreți să ne oprim la 2! 216! Dar fă și tu, îți dau un sfat. Adună-te cu 200, tu vii cu 16 și facem un 216 și împărțiți banii. Eu așa aș face. 216, 216, 216, 216, număr de cod, este chemat la scenă câștigătorul. Este? Unde este? Bună, bună, 216! Mie mi se spune 58, vină încoace. Cum vă numiți? Da, ce ochi frumoși aveți? Da, unde lucrați? Da, cum vă numiți? Bianca, lucrez la Elon Bob. Am înțeles și ai numărul? 216 este validat, îl dăm aici la... Spuneți, domnul Geo, este ok, este valid, s-a notat, mulțumim frumos, doamna directoare, îți înmânează premiul. Câți ani ai tu ochi frumoși? 19. Doamne, dar ce ochi frumoși ai, nici nu vreau să te întreb ce faci cu banii. Felicitări, distracție plăcută pe unde o să pleci. Și continuăm programul artistic, mulțumim frumos, mulțumim doamna directoare, mulțumim domnul director, mulțumim doamna secretară, mulțumim tuturor oamenilor care au fost alături de noi și mulțumesc dumneavoastră că ați avut răbdare.
se crifoiul lor, îmi iau murgul și cipoiul. Și iau calea muntelui, drumul păltinetului. Și iau calea muntelui, drumul păltinetului. Și iau calea muntelui, drumul păltinetului. Când prunii au dat în floare, și stau până o veni vara, la o daie scărișoara. Și stau până o veni vara, la o daie scărișoara. vă invităm aici în fața scenei la dans și sper să vă placă foarte mult programul nostru. Așa este! Chimata și Ianis! Haide! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Foarte bine acolo în spate.